Valul de frig care s-a bătut asupra județului Gorj în ultimele zile nu a afectat livezile gorjenilor. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Gorj spun că plantațiile pomicole și viticole nu au fost distruse de temperaturile negative, pentru că mugurii nu au apucat să înflorească. Întrucât au fost câteva zile și nopți geroase, pomicultorii gorjeni încep să se îngrijoreze pentru munca lor. Horticultorii spun că depinde totul de soiul pomilor, deoarece stadiul de evoluție diferă de la un soi la altul. La nivelul județului Gorj, dacă ne referim la plantațiile de pomicole și plantațiile viticole, avem suprafețe la vii 3743 de hectare și în pomicultură avem în livezi 4727 de hectare. Temperaturile care au fost în județul Gorj în ultima perioadă, deci cele două zile, ieri am avut minimă de minus 4 grade și azi dimineață minus 4,5. Ținând cont că pomii și vița de vie este în repaus vegetativ, deci mugurii n-au plecat, nu sunt probleme în județ în momentul de față. Experții spun că dacă pomii nu sunt fortificați, la temperaturi scăzute înregistrate pe o perioadă lungă de timp, pot apărea probleme. Aceștia spun că măsurile trebuie luate înainte. Un pom riguros, bine îngrijit, trece mult mai ușor peste intemperii, secetă, temperaturi scăzute sau foarte ridicate.